Doamne, așa cum Tu te arăți zi de zi în toate cele văzute și nevăzute, tot așa caut să mă arăt și eu zi de zi în fața Ta și să îți cuvântez rugăciune. Dă-mi, Doamne, să petrec această zi sfântă de duminică arătându-mi recunoștința și mulțumirea pentru darul acestei zile și să lășluiește Tu, prea bunule, în vorba, în gândul și în fapta mea, astfel încât să mă găsesc cu liniște și cu împăcare în suflet. Am și astăzi, Doamne, inima deschisă la binefacerile Tale și port încredere neclintită în biruința puterii Tale. Mărire Ție, Doamne, acum și pururea și până în vecii vecilor. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toată iubirea pe care am simțit-o venind de la Tine, pentru toată frumusețea pe care mi-ai arătat-o prin darul vieții. Îți mulțumesc pentru muzica tăcută și nepătrunsă cu care m-ai liniștit când Te-am chemat și pentru toată bunătatea pe care mi-ai arătat-o. Îți mulțumesc, Sfinte Duh al meu, pentru tot ceea ce m-ai făcut să înțeleg prin harul Tău, pentru toată lumina cu care mi-ai luminat sufletul, pentru toată bucuria pe care am trăit-o întru voia Ta și pentru toate visele pentru care m-ai învrednicit să lupt, îți sunt atot recunoscător, Doamne. Pentru mângâierea Ta din clipele grele, pentru că m-ai vindecat atunci când trupul îmi era slăbit, pentru că mi-ai dat curaj să cânt numele Tău în această rugăciune și pentru că mi-ai ascultat glasul și mi-ai iertat păcatele multe. Și de aceea Te rog, Doamne, să lășluiește și de acum în mine, ferește-mă de ispite și dă-mi putere să-i înving pe vrăjmași. Îndreaptă-mi gândul, vorba și fapta, astfel încât să mă pot arăta mereu înaintea Ta cu suflet curat și fără de rușine. Și fă să sporească dragostea mea în Tine și în cei ce bine fac înaintea Ta, căci doar în Tine mă încred, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îți promit, Doamne, să rămân și astăzi plin de cunoștința slavei Tale și să mă încred în rânduielile Tale. Îți promit să am grijă de trupul meu, de sufletul meu și de tot ce Tu mi-ai încredințat și să nu mă abat de la cele pe care Tu ni le-ai cuvântat. Și îți promit să stărui în rugăciune și să nu mă las pradă ispitei, căci acolo unde nu este rugăciune și izbândă în fața ispitei, acolo își face casă cel viclean.
a Ta fie mulțumirea, cinstea și închinăciunea, Doamne, astăzi și mâine și până în veacul veacului. Amin. Luminează-mă, Doamne, și astăzi, cu blânda și curata lumina Ta, și dă-mi cuget drept, ca să pot face voia Ta și să Te pot slăvi cu credință. Nu mă lipsi, Doamne, nici astăzi, de binele Tău ceresc, și izbăvește-mă de ispite și de patimi și de toată neștiința și uitarea, și deschidem inima, Doamne, către cele bune și plăcute Ție. Apără-mă de oamenii gâlcevitori, de poftele trupești și de toate cele necuvincioase. Nu mă lăsa să rătăcesc fără mântuirea Ta și ține-mă tare ca să pot birui în toate cele ce mi-am propus. Fă, Doamne, ca stăruind în această rugăciune, lumina Ta cerească să mă acopere și să mă învrednicească de faptele Tale minunate. Am toată încrederea în Tine și știu că tot ce mi-e dat să trăiesc vine din voia Ta, fie că e spre bucurie sau spre încercare, sau spre îndreptarea vieții, sau spre întărirea credinței mele. Tu le orânduiești pe toate înspre folosul meu și încrederea mea în Tine este absolută. Nu mă feri nici astăzi de minunile Tale și fă-mă parte voii Tale cerești. Dă-mi să văd cu ochi curați toate frumusețile cu care mă binecuvântezi, căci cred cu toată ființa mea în miracolul iubirii Tale. Sfinte Dumnezeul meu, Făcătorule de minuni, prea curate Duh, cu deplină credință și încredere în nebiruita puterea Ta, îmi îndrept acum sufletul către Tine, știind cu tărie că mă vei asculta și că voia Ta le va supune pe toate. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Fii milostiv cu mine, Doamne, și cercetează-mi sufletul și mintea și limpezește-le Tu, ca să nu sfârșesc astăzi în păcat. Abate inima mea de la deșartele laude ale lingușirii omenești, ca să mă leapăd de greșalele mele și să mă căiesc de fără de legile mele. Luminează-mi ochii înțelegerii și pune-mă să umblu pe urma poruncilor Tale, ca fără de prihană să-mi săvârșesc ziua. Căci Tu ai zis, Doamne, cel care cere va primi, căci pe cel ce vine la mine nu-l voi întoarce. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, cel legat de păcate multe. Încă din tinerețile mele și din pântecele maicii mele, spre Tine am năzuit, Doamne, și năzuiesc încă să mă numeri împreună cu turma cea aleasă a celor ce din veac au plăcut Ție și au răspândit cuvântul Tău. Căci Tu ești Dumnezeul, iar eu sunt robul Tău, și slavă îți înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.